Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la știri. Momente de panică pe Autostrada Soarelui. O mașină a luat foc în timp ce se deplasa spre Constanța. În autoturism se aflau două persoane care au reușit să se autoevacueze. Detalii suplimentare primim de la subinspectorul Infotrafic Alexandru Andronache. Bună ziua, domnule Andronache. Bună ziua, bun găsit. Într-adevăr, în urmă cu puțin timp, pe sensul către litoral al autostrăzii A2 București-Constanța, la kilometrul 53, în apropierea comunei Nicolae Bălcescu din județul Călăraș, a izbucnit un incendiu la nivelul unui autoturism ce se află pe banda de urgență. Cele două persoane din autoturism s-au autoevacuat, din fericire nu au fost rănite. Fumul degajat însă a scăzut vizibilitatea în zonă pentru aproximativ 30 de minute, astfel că traficul a fost oprit în totalitate pe sensul către Constanța, fiind reluat însă în urmă cu 5 minute, așadar a fost lichidat incendiul, astfel că se efectuează cercetarea la fața locului pentru a se stabili cu exactitate cauzele producerii evenimentului. Cât timp a fost oprit traficul, domnule Andronache? Traficul în zonă a fost oprit pentru aproximativ 30 de minute, tocmai pentru a putea interveni colegii pentru lichidarea incendiului. Vă mulțumesc foarte mult, așadar, informație de ultimă oră, traficul a fost reluat pe Autostrada Soarelui după ce, timp de 30 de minute, circulația a fost întreruptă, o mașină a luat foc în timp ce se deplasa spre Constanța. În autoturism se aflau două persoane care au reușit să se autoevacueze. Continuăm și cu alte subiecte. 22 de persoane care au participat la protestele violente din Piața Unirii din noaptea de luni spre marți vor fi audiate astăzi de procurori. Mai multe percheziții au avut loc în București, în județele Giurgiu, Prahova și Ilfov. Printre cei ridicați se află și membrii ai galeriilor echipelor de fotbal. În noaptea de luni spre marți, la finalul protestului față de măsurile luate pentru combaterea pandemiei, un grup de manifestanți a pornit din Piața Victoriei către Piața Unirii, unde s-au produs violențe și distrugeri. Au fost sparte vitrinele magazinelor, au fost agresați jandarmii, iar mai multe persoane agresive au fost reținute. Poliția Capitalei a anunțat după incidente că a declanșat cercetări printre altele pentru ultraj, tulburarea ordinii publice, distrugere, dar și pentru port ilegal de obiecte periculoase. Anchetatorii au anunțat atunci că au fost identificate 188 de persoane. 222 de sancțiuni au fost aplicate în valoare de 200.000 de lei. După vacanța de o lună, care va dura până după sărbătorile de Paști, elevii revin la școală din 4 mai, anunță ministrul Educației. Nu toți vor fi prezenți fizic în bănci, dar Sorin Câmpeanu ia în calcul ca toți școlarii să revină în clasă în iunie, dacă vor fi respectate toate condițiile sanitare. După această vacanță, revenirea se face în data de 4 mai, la școală, așa cum am precizat și este cunoscut, după scenariile verde, galben, roșu. În data de 4 mai, cu excepția celor din clasele terminale, care nu au programul modificat, având la dispoziție aceste zile pentru a se pregăti în vederea susținerii examenului de bacalaureat și de evaluare națională, ceilalți revin la școală pe 4 mai. Am insistat să lăsăm posibilitatea derulării orelor de recuperare, inclusiv pe perioada vacanței. Dacă respectă regulile și se respectă, se vaccinează profesorii și se vaccinează, se testează elevii non-invaziv și sperăm că se va rezolva și se confirmă ipoteza conform căreia la sfârșit de mai, început de iunie, vom fi deja pe un trend descendent, Ministerul Educației va avea toate motivele să susțină deschiderea școlilor integral cu prezență fizică, indiferent de scenariu. La sfârșit de mai, început de iunie. Cunoscută cântăreață de muzică populară și lăutărească Gabi Lunca a murit la vârsta de 82 de ani. Artista fusese infectată cu noul coronavirus și se afla internată la Spitalul Județean Ilfov. Anunțul morții a fost făcut de Rebecca Onoriu, fata cea mică a artistei, pe pagina sa de Facebook. Gabi Lunca a fost una dintre cele mai renumite cântărețe de muzică populară și lăutărească din România. Artista era internată la terapie intensivă la Spitalul Județean Ilfov, după ce fusese diagnosticată cu COVID-19. Recent, fiica sa declara că două teste pentru coronavirus ieșiseră pozitive, iar Gabi Lunca avea nevoie de mască de oxigen, fără a fi intubată. Anunțul morții a fost făcut tot de Rebecca Onoriu, fata cea mică a artistei.
după 23 de ani din nou împreună, cântă împreună celui pe care l-au iubit și l-au slujit o viață întreagă. O să ne revedem. Am protejat-o cât am putut, i-am dat sărutare în ultimul an, doar pe mâini. Am protejat-o cât am putut, însă, din păcate, n-a ținut de noi. Gabilunca s-a născut la data de 16 octombrie 1938 în comuna Vârbilău, județul Prahova, într-o familie cu 6 copii. Când avea doar 3 ani și jumătate, mama ei a murit. A fost crescută de o mamă vitregă care se purta foarte urât cu ea. Talentul muzical l-a moștenit de la tatăl ei, Dumitru Luncă, violonist în cadrul Orchestrei Armatei din Ploiești. Potrivit fiicei cântăreței, familia a sperat până în ultima clipă că Dumnezeu va face o minune. Dar vârsta și boala au luat ultima decizie. Colegiul Medicilor din România se delimitează total de scrisoarea deschisă prin care mai mulți medici au cerut autorităților renunțarea la restricții anticoronavirus. Forul profesional a punctat că, cel puțin, o semnătură a unui medic prezent pe listă ar fi falsă și crede că organele legii trebuie să facă lumină. Un astfel de text și lansat în spațiu public cu asemenea aplomb, venind în situația în care, în conjunctura în care de câteva zile vedem manifestări publice ale unor nemedici, sau poate și medici care scandează în piața publică și protestează împotriva măsurilor acestora, zic, coincidența aceasta este cel puțin dătătoare de bănuieli. Este un demers de populism și de oportunism. Reprezentanții Colegiului Medicilor consideră că organele statului ar trebui să se implice și să facă lumină în această situație, întrucât imaginea unor cadre medicale ar fi folosită pentru zădărnicirea eforturilor de combatere a pandemiei. Între timp, Colegiul va face propria investigație pentru a afla dacă medicii prezenți pe acea listă au semnat cu adevărat documentul, întrucât au descoperit că cel puțin o semnătură ar fi falsă. Colegiul va discuta, va căuta pe toți acei care sunt medici, că unii sunt stomatologi, va face de astma, e mult popor ce este acolo, în lista aceea, îi vom căuta pe toți aceia care să ne confirme că dau semnal lucrul acela, că de îndată ce se spune că unul dintre semnatari, presupuși semnatari, nu recunoaște că ar fi semnat și că a fost probabil adăugat acolo pentru că de-a lungul acestui an și jumătate aproape a avut poziții care vorbeau despre ceva punctual. Reacția Colegiului Medicilor vine după ce în spațiul public a apărut o scrisoare deschisă prin care mai mulți medici au cerut președintelui Klaus Iohannis, guvernului și parlamentului revenirea la normalitate, sau mai exact, renunțarea la restricții anticoronavirus, precum obligativitatea purtării măștilor și interdicțiile de circulație pe timp de pandemie. Avertizare meteo de vreme severă până luni. Va fi mai frig decât de obicei pentru această perioadă și va ploua în toată țara. În unele zone va fi lapoviță. Pentru zonele montane va intra în vigoare un cod galben de nisor și viscol. Ne spune mai multe meteorologul de serviciu Meda Andrei. Bună ziua, doamnă! Bună ziua și bine v-am găsit! A început deja să plouă și în capitală. La ce să ne așteptăm în continuare? Până luni dimineață vor fi intervale cu ploaie în majoritatea regiunilor, iar în partea de sud acestea chiar pot fi importante cantitativ, cu precădere în prima parte a acestei nopți și în a doua parte a zilei de mâine. Iar în zona de munte vor fi mai ales ninsori, ceea ce înseamnă că stratul de zăpadă va continua să se depună. De asemenea, cum spuneați și dumneavoastră, temperaturi tot mai scăzute. Cea mai rece zi va fi cea de mâine, atunci când în nicio regiune nu se vor mai depăși 12, poate maximum 13 grade, iar cele mai scăzute valori vor fi de 6-7 grade în partea de est a Transilvaniei. În București mâine 9-10 grade, acestea fiind cu 5-8 grade în medie mai scăzute decât ar trebui să avem în mod normal la această dată. În București, de exemplu, temperatura normală maximă este de 18 grade și iată, noi astăzi vom avea aproximativ 12, poate 14 grade, iar mâine doar 9-10, în mod excepțional să ajungă temperatura la 11 grade. Așadar, un weekend cu vreme mohorâtă, sunt speranțe ca de luni lucrurile se îndreaptă? Luni lucrurile se îndreaptă, cresc puțin temperaturile, deși în continuare rămân sub ceea ce ar trebui să avem în mod normal. Sunt doar pe suprafețe mici precipitații, sub formă de ploaie, iar la munte și la lapoviță și ninsoare. Pe parcursul zilei de marți, prima parte a zilei va fi destul de bine, frumos, cresc temperaturile în mare parte din țară,
Însă, treptat, dinspre vestul țării, un nou front atmosferic va traversa țara, va aduce precipitații sub formă de ploaie, lapoviță, ninsoare la munte, dar vor fi intervale cu ninsoare și în zonele mai joase de relief, cu o probabilitate mai mare aici, în partea de vest, nord și centru. Bineînțeles, această situație se va întâmpla în condițiile în care temperaturile vor scădea. Marți doar în vest, nord-vest, miercuri și în celelalte zone. Astfel că și săptămâna viitoare se anunță la fel de capricioasă ca aceasta, dacă nu cumva chiar mai recișoară, cu ceva mai multe precipitații. Și cu siguranță cu temperaturi mai scăzute decât ar fi normal în această perioadă, în luna aprilie. Vor mai coborâ minimele din timpul nopții în teritoriu negativ? Da, vor coborâ sub pragul înghețului. În fiecare zi este, sau în fiecare dimineață este puțin diferit. De exemplu, luni dimineață vom avea din loc în loc temperaturi negative la munte și în jumătatea de nord a țării. După aceea vor fi în general pozitive, pentru ca din nou să coboare sub 0 grade în mare parte din țară. Joi dimineață, vineri dimineață. Însă până atunci mai avem, poate cine știe, se schimbă puțin circulația și nu va pătrunde acest aer atât de rece. Și atenție, încă sunt probleme din cauza temperaturilor negative, pentru că din nou sunt sunt condiții de brumă, ceea ce poate să distrugă vegetația. Da, vă mulțumim foarte mult. Meteorologul de serviciu Meda Andrei a fost, în contextul în care avem o avertizare meteo de vreme severă până luni. Va fi mai fric de obicei pentru această perioadă și va ploua în toată țara. În unele zone va fi chiar lapoviță. Pentru zonele montane va intra în vigoare un cod galben de nisori și viscol. Și iată, meteorologii nu au vești bune nici pentru săptămâna viitoare. Mergem mai departe. Gură de oxigen pentru economia României pe timp de pandemie. A intrat în vigoare legea Kurzarbeit, care permite reducerea timpului de muncă al salariaților cu până la 80% de către angajator. O parte din sumele de bani pe care le-ar fi încasat salariații în orele de muncă pierdute va fi suportată de guvern. Principalul scop al legii Kurzarbeit este de a preveni concedierile în companiile aflate în dificultate pe durata pandemiei. Conform actului normativ, angajatorii pot reduce timpul de lucru și remunerația angajaților pentru o perioadă de minimum 5 zile lucrătoare. Ca măsură de sprijin, statul suportă o parte din salariul angajaților. Angajatorul poate să le reducă timpul de lucru până la 80% din ore, iar guvernul suportă o parte din salariul acestor salariați, mai exact acordă un salariu brut de 75% din cât ar fi încasat acei salariați dacă erau prezenți la muncă și lucrau. Și este foarte bine așa, pentru că se încearcă păstrarea puterii de cumpărare a salariaților a nivelului de venituri și evident se încearcă păstrarea locurilor de muncă. Măsura este benefică pentru angajat și angajator, dar și pentru economie, per ansamblu. Cu ajutorul facilităților acordate de stat, companiile pot planifica restructurarea activității în funcție de evoluția economică. Avantajele acestei legi se adresează în mod exclusiv salariaților din acele societăți care, din păcate, nu au de muncă, nu au comenzi, nu au clienți cui să vândă serviciile și producția pe care o au. Legea promulgată acum în România a fost inspirată de actele normative implementate deja pe timp de pandemie în mai multe state ale Uniunii Europene. Noul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a postat un nou material video prin care atrage atenția asupra depozitelor ilegale de deșeuri. Comisarul a vrut să arate cât de expuși sunt aproximativ 3 milioane de români care locuiesc în capitală și în localitățile învecinate. Iată imaginile. Aceste vetre sunt în vest, în vestul capitalei, lângă București, și e foarte probabil, după cum se observă ușor, că am primit foarte multe noxe și multă poluare toxică din depozitele ilegale de deșeuri. Am văzut o groază de deșeuri dubioase, pe care în mod normal nu le găsești în locuința niciun om, lăsând deșeurile din demolări deoparte. Astea sunt vetrele, iar ce vedeți aici,
Este o vatră, mai sunt câteva mai în față, unde deșeurile erau aruncate în acest râu, care trece foarte aproape de București. Deci vorbim și de o poluare profundă a râului și a apei. Imediat vă arăt câteva vetre mari care au afumat Bucureștiul, despre care absolut nimeni nu a vorbit, din păcate. Cam așa arată. Sunt zeci de astfel de vetre, iar materialele arse, vedem cauciucurile acolo, foarte aproape, materialele arse erau aruncate în apă. Comisarul șef al Gărzii de Mediu susține că business-urile primează în fața sănătății populației. Acesta i-a sfătuit pe cetățeni să facă sesizări pentru ca arderea ilegală a deșeurilor să poată fi stopată. Altfel spus, comisarii Gărzii de Mediu să știe unde să se ducă pentru verificări și amenzi. E un business și business-ul ăsta înseamnă să aduci aici materiale de afară sau din industria internă, să le dai foc, să le faci dispărute, iar fumul de aici îmbolnăvește 3 milioane de oameni în București și în zona învecinată. Femeia care a salvat cei doi pui de urs pierduți de mama lor a fost amendată cu 10.000 de lei de Garda de Mediu. Motivul invocat de comisar este că ursuleții au fost transportați la sanctuarul de urși de la Zărnești fără documente. Săracele! Da. Da, cât zi încă au ele acum? Două luni. Două luni eu? Da, da, da. Vezi că fiși un pic. La sfârșitul lunii martie, președinta unui ONG a fost chemată să dea o mână de ajutor pentru salvarea a doi pui de urs. Femeia a decis că era mai important să salveze repede două vieți și abia după aceea să ia legătura cu autoritățile. Ideea este că noi, încă dinainte de a pleca după ursuleți, am încercat, telefoanele într-adevăr nu au fost oficiale, am încercat prin persoanele pe care le cunoaștem în diferitele instituții din Sibiu să aflăm procedura legală pe care să o urmăm. Sincer, la momentul respectiv nu m-am gândit decât să le salvez. Nu le-am făcut nici poze, erau slăbite și una dintre ele chiar își lăsase capul și nu mai putea să și-l țină, am zis că nu mai este timp de pierdut. După fapta bună, femeia a fost răsplătită cu amendă. La câte telefoane am dat, am ajuns cu ei la Zărnești, mi-am lăsat telefonul încărcat în mașină și când am revenit la mașină, nu vă zic ce listă lungă de apeluri ratate aveam, pentru că se aflase de ursuleți și toată lumea încerca să facă hârtii la ora aia. Dar ursuleții erau în sanctuar, erau deja pe mâini bune, erau îngrijiți, primeau primul ajutor, era tot în regulă pentru ei. Și ursuleții sunt bine și astăzi vorbim de doi ursuleți care sunt salvați și doi ursuleți vii, și nu facem hârtii pentru doi uși morți. Din nou la știri, în România, valul al treilea al epidemiei va atinge un platou săptămâna viitoare, crede medicul Octavian Jurma. În opinia sa, până la sfârșitul lui aprilie, numărul de infectări COVID-19 va scădea semnificativ. Valul la noi, din ce am observat, atât cel din vară cât și cel din toamnă, și se pare că și acesta are tendință naturală să crească timp de 9-10-11 săptămâni, după care se ajunge la un vârf, la un platou și scade. Noi ne aflăm acum în a șaptea săptămână de la prima creștere reală sau chiar a opta, pentru că testăm foarte puțin, e greu să îți dai seama, și este în mod clar că accelerația s-a încetinit și e posibil chiar să intrăm într-un platou săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, după cum așteptam pe la mijlocul lunii aprilie. Noi testele acum nu se mai fac anticipativ, se fac doar, practic, urmează aproape identic cu numărul de telefoane la 112. Deci, practic, se testează doar urgențele, doar ce trebuie internat, doar suspiciunile majore. Nu mai avem nicio idee exact care este frontul real. Probabil că este mult peste 1-5 deja din punct de vedere al infectărilor. Dar se revede la în secțiile de ATI care o să continue să crească săptămâna asta, săptămâna viitoare. Decesele vor continua să crească până pe sfârșitul lunii, însă numărul de infectări se va plafona și va începe să scadă probabil pe finalul lunii și vom ieși cu așa târâși grăpiși din val cum am ieșit din valul 2. Incendiu devastator în prelungirea Ferentari. Numai puțin de 4 case și anexele acestora au luat foc. Imaginile sunt teribile. Flăcările s-au propagat pe o suprafață de 350 de metri pătrați. Peste 10 autospeciale de stingere au fost trimise la fața locului. O persoană a fost rănită. Alarma a fost dată în această dimineață. 4 case din zona prelungirea Ferentari au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au intervenit de urgență și au evacuat toți locatarii. Au fost
concentrate în mod progresiv 12 autospeciale de stingere, o mare parte dintre acestea pentru a asigura rezerva de apă necesară pentru intervenție. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 350 de metri pătrați. La nivelul proprietăților afectate de incendiu a fost necesară evacuarea tuturor locatarilor și în mod preventiv la unele locuințe din vecinătate. Unul dintre proprietari a fost rănit. Bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului. Între timp, pompierii luptau în continuare cu flăcările. După 10 de minute au reușit să stingă focul. Unul dintre proprietari, un bărbat, a prezentat o plagă prin tăiere la nivelul unui braț. A fost preluat de echipa Ajuns Mort și nu s-a impus transportul acestuia la spital. Și se lucrează cu un buldo excavator pentru preluarea materialelor combustibile pe care unul dintre proprietari le-a depozitat în interiorul unei anexe. Au fost încărcate deja câteva tone de materiale și transportate și deja este un al doilea transport în desfășurare. Incendiu puternic și în comuna Cârcea din județul Dolj. Flăcări uriașe au cuprins sediul unei firme de producție piscine, firmă care ar aparține fostului ministru al transporturilor, Radu Berceanu. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările. Mai mulți angajați se aflau la serviciu în momentul izbucnirii incendiului, dar din fericire nu s-au înregistrat victime pentru că oamenii au apucat să iasă afară din clădire la timp. Reprezentanții ISU Dolj au anunțat că au intervenit cu 3 autospeciale cu apă și spumă, dar și cu autospeciale de intervenție la înălțime pentru localizarea și lichidarea focului de la hală. Flăcările se propagaseră pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. A fost Vinerea Mare pentru credincioșii catolici, ziua în care Iisus a fost răstignit pe cruce. La Vatican, Papa Francisc a condus procesiunea Calea Sfintei Cruci în piața Sfântul Petru, care a fost goală, la fel ca anul trecut, anul izbucnirii pandemiei de coronavirus. Papa Francisc a oficiat în cursul serii din Vinerea Sfântă două momente de rugăciune, patimile Domnului, care a avut loc în Bazilica Sfântul Petru, și procesiunea Calea Sfintei Cruci, care, la fel ca anul trecut, a avut loc în piața Sfântul Petru și nu la Amfiteatrul Roman Coloseum. Procesiunea Calea Crucii a fost transmisă la televiziunile din toate zonele lumii și de această dată imaginile au arătat diferit. Din cauza restricțiilor impuse pe timp de pandemie, piața a fost goală. Suveranul pontif a comemorat suferința și răstignirea lui Iisus Hristos cu un număr restrâns de persoane. Totuși, deși Paștele Catolic este sărbătorit din nou într-o perioadă cu multe restricții, este altfel comparativ cu cel de anul trecut. De data aceasta, credincioșii catolici pot merge diseară la biserică. Vor fi obligați însă să respecte măsurile sanitare în vigoare. La Vatican, prezența la toate evenimentele de Paște va fi considerabil restrânsă.